Elevii din clasele primare s-au întors astăzi în bănci, mulți dintre ei netestați. Și la fel se va întâmpla și săptămâna viitoare, deoarece deși se vorbește despre venirea valului 5 și răspândirea violentă a tulpinei Omicron, autoritățile nu au reușit să asigure teste de salivă. Scuza, licitația a fost blocată. Părinții sunt revoltați și au mers astăzi la Ministerul Educației să-i ceară socoteală lui Sorin Câmpeanu. Vor face același lucru mai târziu și reprezentanții elevilor. Colega mea Amalia Chiriță este la Ministerul Educației. Amalia, problemele le știm, dar ce soluții se conturează din partea autorităților? Bună ziua, Livia. Momentan nicio soluție. Ultima săptămână din primul semestru a început și de această dată fără teste de salivă în școli. În această situație, ministrul Educației Sorin Câmpeanu a făcut un apel către părinți pentru a-și testa copiii singuri acasă. Asta pentru că, spune el, celelalte instituții nu au reușit să organizeze licitații pentru ca școlile să poată avea teste de salivă. Referitor la măștile de protecție, acesta a mai spus că pentru această săptămână au fost trimise 1 milion de măști de protecție în toate școlile din țară. Săptămâna aceasta, așa cum ai spus și tu, a început cu mai multe consultări aici la Ministerul Educației despre lipsurile care există acum în sistem. La ora 12, reprezentanții părinților au intrat la întâlnire cu Ministrul Educației. Vor să știe care sunt măsurile de protecție pe care autoritățile le iau pentru semestrul al doilea, dar și dacă vor mai fi modificări în ceea ce privește examenele naționale. La ora 16, tot aici, urmează să ajungă și reprezentanți din Consiliul Elevilor. După întâlnirea pe care au avut-o cu reprezentanții părinților, Sorin Câmpeanu urmează să facă declarații. Aceste teste salivare pot ajuta, dar din păcate nu avem un guvern capabil să asigure aceste teste banale. Am și glumit cu rețeaua de socializare mai devreme, spuneam că mai repede cumpărăm F-16 decât să cumpărăm niște teste banale care ar fi utile la modul real și care ar asigura într-un procent major siguranța copiilor noștri în actualul sistem educațional. Nu cred că le vom avea și decât să le avem așa pe sărite, consider că în acest moment testele salivare reprezintă cheltuială, deși cu certitudine că dacă ar fi în sistem sunt utile 100%.